Salut, mea, eu sunt Radu și bine v-am regăsit la un alt episod de Minecraft, unde am străbătut tot endul ăsta de aici și toate zonele de aici și într-un final am găsit un end city și acolo, m-am informat eu așa, s-ar putea să găsim elitra. Ceea ce este foarte bine. Dar înainte de a începe acest clip, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, să vă activați clopoțelul, să-mi dați un follow și pe Kick. Vreau să vă mai spun succes la școală, că a început școala și am o veste proastă pentru mine. În timp ce căutam eu așa de zor, am căzut în void. N-am fost atent. S-a spawnat un din ăla lângă mine, un Enderman, și m-am prins pentru că știți că ăștia sunt destul de curioși, ca să zic așa. S-a băgat în mine și m-am prins în void și ar trebui să refac toate chestiile astea. Bine că mai aveam netherite upgrade-uri acasă și mă rog, m-am mai dus eu și am mai minat după Ancient Debris. Am stat ceva să fac chestiile astea, dar n-are rost să stau acum să vă explic cum am făcut și ce am făcut. Important e că le-am făcut înapoi. Am pierdut tot. Știți că aveam un shulker box aproape plin cu bucăți de armur de diamond, târnăcoape, săbi și așa mai departe și le-am pierdut. Asta e, am pierdut și shulker box-urile, dar măcar să găsim aici elitra. Și vreau să mă bat cu ăștia să facem rost de shulker box-uri. Așa. Iar ne dă ăsta fly, ca să zic așa. Levitation, levităm, ia uzi. Bun. Mi-am luat aici pește, că altă mâncare nu am. Așa, vreau să văd ce se află în NCT-ul ăsta și vreau să bat neapărat shulker box-uri, pentru că vreau, îmi doresc shulker box-uri. Mă enervează chestiile astea de mor. 6 secunde. Mamă, 2. Bun. Bun. Folosim arcul. Bun, am folosit arcul, perfect. Mă enervează că zbor și nu pot să dau foarte mult damage. Cred că o să dau eu repede înainte, când o să bat eu toate chestiile astea și revin cu rezultatul.
Bun, am ajuns aici, vreau să mă bat cu marafeții ăștia. Să pun repede casca. Nu prea știu unde se află ăsta care dă... A, e afară. Păi dacă ești afară, facem uite așa. Bun. Vreau să sparg ăsta, ce avem aici? Oho, Potion of Healing, bun. Aici se pare că nu avem nimic. Aici sus mă gândesc că nu avem nimic, dar totuși să mă uit, că e prima oară când ajung pe aici. Ah, ce tare, se vede tot pe aici. Bun. Vreau să mă duc jos. Aha. Oho, și avem Elipra acolo. Bun. Da, întâi să mă bat cu marafetul ăsta. Ia uite, m-a și lovit. Așa, dăm shulker ăsta, ca să pot să fac shulker boxuri. Am uitat să-mi iau de acasă un crafting table. Așa, și aici sper că nu mai sunt niciun shulker. Deci bun, avem aici Elytra, dar vreau să văd ce se află aici. Curse of Vanishing, no, n-o să iau. Chiar dacă este de diamant, n-o să iau. Oh, smithing template, nice. Avem aici niște diamante, aur și niște iron și Elytra. O să iau și semnul ăsta că na, totuși e un semn până la urmă. Așa. Și în momentul de față o să pun eu. Ia uite-l pe marafet. Deschide-te. Aha, tot mi-a dat levitation din ăsta. Vreau să iau shulker ăla ca să pot să... Așa. Ca să pot să fac shulker box-uri acasă. O să pun pe pauză și ne vedem direct acasă. Bun, am ajuns acasă, suntem acasă. Așa. Și avem aici Elytra și toate resursele pe care le-am luat. Vreau să mă duc sus să iau gunpowder și să facem niște artificii. Ar trebui să mă uit să văd cum se fac artificiile. Și ar trebui să-mi fac și un crafting table pentru că nu mi-am luat când m-am dus în end. Avem și aici oul. Cine n-a fost pe live, am luat și oul, am bătut dragonul. Am pierdut level, evident. Am pierdut tot levelul ăla, dar măcar am tras tare și am putut să-mi refac astea înapoi. Ce căutam? Ah, lemn. Două bucăți așa. Un crafting table. Și să vedem cum se fac artificiile. Avem nevoie de paper și gunpowder. A, simplu. Gunpowder avem și aici. Așa, și paper. Nu o să ne ajungă ăsta. Și nu mai avem sugar cane, dar fac și eu așa ca să putem să dăm, să zburăm cu Elytra. Așa, jbang, jbang. Bun. Așa. Vreau să mă duc afară. Mamă, mamă, abia aștept să zbor. Ne ducem frumos afară. Arată bine. Arată bine. Așa. Și apare nu știu să zbor cu Elytra. Aha, ia, stai așa că eu nu știu să zbor cu Elytra, e prima oară când zbor. Ia, stai așa. Gata. Gata, tatele, putem să zburăm și noi cu Elytra.
Ia uitați-vă. Baum. Ia, F5. Mai dăm așa o artifică. Va trebui să-i pun eu mending și unbreaking. Mio. Ia uitați, putem să vedem toată harta de sus. Ia, să ne ducem așa mai sus. Ia uitați toată harta de sus. Mamă, mișto cu elitra. Ia, și aterizarea pe aeroportul Otopeni. Mio. Frumoasă aterizare, ce să spun. Bun. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, să vă activați clopoțelul, să-mi dați follow pe Kick. Îmi pare rău că am murit în voidul ăla și că mi-am pierdut itemele, dar, repet, măcar am tras tare și mi le-am refăcut. Și da, cam atât cu acest episod. Am mai zis o dată, like și subscribe și ne vedem data viitoare. Ciao!